în fiecare oră, 4 români își pierd viața din cauza unui accident vascular cerebral. Este cea mai mare mortalitate prin AVC din Europa, în condițiile în care doar 7% dintre pacienți ajung să fie tratați. Medicii trag un semnal de alarmă și spun că intervenția rapidă poate reduce cazurile de deces cu peste 20%, iar aplicarea tratamentului încă din primele momente previne complicațiile ulterioare instalării unui AVC. Accidentul vascular cerebral apare atunci când alimentarea cu sânge a unei părți din creier este redusă sau întreruptă. Din acest motiv, țesutul cerebral este privat de oxigen și nutrienți, condiții în care nu poate rezista mai mult de câteva minute. Recunoașterea primelor semnale este extrem de importantă pentru a interveni la timp. Există anumite formule dezvoltate în Occident care să ajute oamenii să înțeleagă că dacă au amorțeală, o tulburare de vorbire, o amorțeală pe o mână, un picior, uneori o amețeală, pot să fie indicator pentru o tulburare de circulație cerebrală. Și atunci trebuie să se adreseze de urgență serviciului medical, de urgență cel mai apropiat. Eu am încercat să promovez ca să facem pe plan național o formulă care să fie înțeleasă și sună foarte simplu, acut. A însemnând amorțeală, amețeală, C cuvinte, nu-ți vin cuvintele, tulburarea de vorbire, U înseamnă urgență, T telefon. Dacă simți că nu ți ies cuvintele, că nu poți vorbi, că ai o amorțeală, mai ales pe partea dreaptă, dacă e legată și de vorbire, dacă e o întunecare a vederii, atunci te adresezi de urgență, nu mai stai, nu aștepți că trece. Practic, este indicat ca pacientul să ajungă la spital în primele 3 ore de la apariția simptomelor. Astfel, șansele de supraviețuire și de a nu rămâne cu sechele sunt mai mari. Poate fi făcut tratamentul care se practică în primă instanță peste tot în lume, tromboliza intravenoasă, adică se administrează o substanță care dizolvă cheagurile. Sigur că asta se administrează în momentul în care după ce se vede CT-ul, te uiți pe CT, vezi, ai anumite semne care îți indică că este posibil să fie un accident ischemic și atunci se dă această tromboliză. Există și accidente hemoragice. Dintre ele, cel mai periculos e hemoragia subarachnoidiană, adică o sângerare difuză în creier, produsă de o ruptură anevrismală, o dilatație pe vasele mari de la baza creierului. Asta are o altă simptomatologie care e de asemenea de ușor de reținut. Cea mai puternică durere de cap din viața mea. O durere care pare că te-a trăznit. Atunci, bolnavul trebuie de urgență să se adreseze de asemenea serviciului cel mai apropiat de urgență. Și acolo se face CT-ul, se vede dacă este ischemic sau hemoragic și se acționează în consecință. În cazul în care pacientul ajunge pe mâna specialiștilor, după cele 3 ore de la declanșarea AVC-ului, protocolul de intervenție este schimbat, iar anumite proceduri se pot face doar în spitalele mari și în centrele universitare. Dacă pacientul nu ajunge în primele 3 ore, există o fereastră terapeutică extinsă în care se poate face trombectomia mecanică, care se poate merge până la 4-6 ore. Ceea ce înseamnă introducerea unor catetere într-o foarte subțiri pe artera radială sau artera femorală până la nivelul circulației cerebrale și acolo cu un dispozitiv foarte fin și special construit, conceput, se încearcă extragerea trombului. Deci, practic, se desfundă vasul. Și asta se poate face acolo unde există dotarea necesară și personalul adecvat. Peste 6 ore deja este riscant. Există după 6 ore un interval de până la 9 ore maxim în care putem tenta
intervenția microchirurgicală, adică deschidem vasul și încercăm să scoatem pe cale microchirurgicală acel tromb, acel chian și să reconstruim vasul. Dar asta e o intervenție chirurgicală care în sine durează măcar 2-3 ore. Pentru pacienții care ajung mult prea târziu în unitatea de primiri urgențe, medicul neurochirurg este ultima salvare, însă nu există garanții că tratamentul va mai avea eficiența dorită, iar costurile sunt uriașe. Deschiderea unui centru regional de patologie cerebrovasculară și neurochirurgie ar ajuta semnificativ la scăderea numărului de decese cauzate de această afecțiune. Vorbim de patologie cerebrovasculară. Patologia cerebrovasculară este cea mai mare, principala cauzatoare de handicap major și probabil cea mai mare, principală cauză de deces, cel puțin în arealul nostru geografic. Atunci când infarctul miocardic înainte de 90 era principala cauză, sistemul de atunci a creat institutele de cardiologie pe plan național. Iași, București, Cluj, Timișoara, centre mari care puteau deservi de urgență. Pentru patologia cerebrovasculară avem astăzi 4 centre în București, Târgu Mureș, Iași și de curând de câțiva, 2-3 ani și Timișoara. Clujul a rămas descoperit în pofida eforturilor pe care le-a făcut în ultimii 20 de ani. Acum există acest angiograf la Spitalul Transilvania, dar costurile ca să îți permiți un asemenea tratament sunt imense. Nu cred că are cineva în buzunar pe loc 15.000 de euro ca să permită tot sistemul ăsta. Avem perspectiva ca, odată cu deschiderea noului centru regional de patologie cerebrovasculară și neurochirurgie, care a fost aprobat de curând și inclus în planul național de redresare și reziliență, să fie gata în 2 ani. Dar în ultimii 20 de ani, de când mă zbat, și în următorii ani, până când va fi gata, în fiecare zi sunt oameni care au nevoie de acest tratament. În România, 4 români mor în fiecare oră din cauza unui accident vascular cerebral și ne plasăm astfel pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de decese.